Vărsătorii. Nativii vărsători, Saturn în, în casa a doua îi îndeamnă de mult timp să facă bani. Nu este vorba despre avariție, nu este vorba despre egoism, este vorba de firescul vieții. Avem nevoie de bani ca să trăim. Bine, important este că reușesc să facă bani. Din ce? Evident, din activitatea lor, din muncă, din prestația lor. Sunt favorizați, bineînțeles, cei care, hai să spunem, de câteva săptămâni au făcut niște investiții în reclamă, în publicitate sau au participat la târguri, expoziții, concursuri, tot felul de variante, de posibilități de a se face cunoscuți. Sunt favorizați cei care deja, da, au dovedit că știu că pot sau s-a dus vorba despre ei. Uite că mi-a făcut, mi-a reparat, mi-a rezolvat, mi-a livrat, sunt foarte mulțumit de ceea ce s-a întâmplat. Sunt aspecte bune din acest punct de vedere. De miercuri, șanse sporite pentru cei care sunt în căutarea unui loc de muncă. Prin intermediul cuiva, cine știe, că o fi partea unei viață, o fi un cineva cu care a avut, știu, legături, cineva care s-a mutat deja în locul respectiv și știe că este bine, că apare și un loc liber, oricum, una peste alta, șanse, oportunități în plan profesional pentru ei, pentru nativii vărsători. Sunt aspecte bune, foarte bune. Spuneam mai devreme că își doresc să facă bani, evident, și acum îi tentează un plus la capitolul salarial, plus care este real, nu este doar o promisiune. Venus este în semnul săgetătorului, apoi cu Soare și Mercur în Scorpion, trebuie să fie ceva semnificativ. Sigur, pot fi cumva, hai să spunem, nu neapărat speriați, dar mă rog, să fie atenționați despre condițiile de lucru, de activitate, de program, de dificultăți, pentru că actualmente, așa este situația, starea acolo, numai că foarte posibil să vă observe după aceea, după eventuale schimbare, că de fapt nu este chiar așa cum li s-a spus, li s-a povestit. Cine știe, poate că între timp se schimbă acolo și vor vedea că este mai bine pentru ei. În ansamblu, cum spuneam, o perioadă bună în plan financiar, reușesc să încaseze, reușesc să aranjeze, să obțină un plus din activitatea lor sau, cum ziceam mai devreme, eventual la un alt loc de muncă.